Vești excelente pentru cititori. Două sterilizatoare moderne cu ultraviolete au intrat în dotarea Bibliotecii Județene George Barițiu din Brașov. Angajații bibliotecii vor ca iubitorii de lectură să se simtă în siguranță și să nu se îndepărteze de carte, chiar dacă suntem într-o perioadă dificilă care impune reguli stricte de igienă. Astfel, două aparate de sterilizare a cărților, eficiente împotriva noului coronavirus, sunt folosite de bibliotecari în fiecare zi. Introducem în suporții special amenajați în acest sterilizator. Ele se deschid un pic, ca să, deoarece aerul care vine de jos le frunzărește. Aparatul omoară 99% din bacterii în 30 de secunde. Noi l-am setat la un minut, ca să fim siguri de eficiența lui. Într-un flux de un minut, practic cartea este desprăfuită, se face decontaminarea la lămpile UV, la virus, bacterii, fungi, mucegaiuri, ciuperci, tot ce mai ai sunt pe acolo, sunt niște filtre foarte puternice și niște ventilatoare și permite ca această carte să fie dată în condiții impecabile. N-am pus și parfumul, deși are și opțiunea de a fi, dar se spune că cărțile au parfumul lor, parfumul de carte. Pentru o măsură de protecție suplimentară, rezervările cărților se fac online, iar bibliotecarii răspund în timp real dacă există disponibilă sau nu o anumită carte. De asemenea, cu ajutorul unei aplicații, fișa fiecărei persoane este verificată în detaliu. Avem o rubrică unde se fac returnările, da? Da. Și se scad pur și simplu aceste cărți. Le punem pe această placă, se scad și se intercalează la noi. Înscrierile la Biblioteca Județeană George Barițiu sunt gratuite. De asemenea, nu se mai percep taxe suplimentare celor care întârzie câteva zile cu returnarea cărților.